el înainte de dublu sau nimic și de premiu de 4.000 de euro? Uite, nu m-am gândit. Nu v-ați gândit, nu? Crezi că le știi pe toate? Ai curajul să riști totul? Joacă dublu sau nimic. 4.000 de euro, prieteni, în această dimineață la dublu sau nimic. Nu-ți de aici de acolo, i-am strâns toată săptămâna. Luca, cred că e superstițios cumva săptămâna asta. Cred că de asta am ajuns la 4.000 de euro. Nu și-a ras absolut deloc mustața. Vezi? Ei, pentru că a rămas de la Halloween și e o mustață muncită. A mai crescut. Dacă vreți să-l vedeți pe Luca, vă reamintesc cum am făcut și ieri. Suntem live pe pagina de Facebook Radio Europa FM și puteți urmări în direct evoluția mustăcioarei lui Luca Pastia. Dar nu, eu vă invit să-l vedeți pe George, care s-a tuns foarte frumos, special pentru momentul ăsta. Da, Vlad, te rog. Iar Vlad are mască pentru că e răcit. Da. Să știți, e bine, sănătos. Doar precaut să nu ne îmbolnăvească și pe noi cu această mică viroză. Să-l mă și pe el să vorbească, nu te oprești deloc. I-am făcut, l-am poftit, dar a refuzat. Da. E retras. Nu, nu s-a retras, vreau să spun că lui e și greu să bărbirească, că nu nimerește. De ce care mustața rară? E o mustață. E ceapo. Tip... Deci ești ceapo, ceapo. Ceapito. Tu câți ani ții o lamă de ras? Eu nu am, nu mă mai rad cu lama de când eram tânăr. Dar cu ce? Cu aparat? Am aparat electronic. Mașină de ras, cum avea bunic. Practic nu se strică niciodată. Nu, e foarte bună. Îi schimb lama odată la câțiva ani, în cazul meu. Credeam că e cu șeț, o presiune cu apă. Și cu clăbuc. Uite, fel de fel de răutăți, prieteni, când noi ne pregătim să dăm 4.000 de euro și o ținem pe Monica... Ai avut noroc că, uite, ți-a dat un prim plan, nu chiar prim plan. Dar se vede mustața. Mulțumesc. E suficient. Hai, adică hai să vorbim cu Monica, zice. Monica, bună dimineața! Am și uitat că suntem la dublu sau nimic. Bună! Bună dimineața! Bună dimineața! Să știi că noi am făcut o preambulă asta ca să te ajutăm pe tine să intri un pic în atmosferă și să mai scapi de emoții. Așa, să mi se mai dezmorțească degetele, să încep să văd, să încep să am voce. Acum te-am trezit din somn sau ce? Nu, nu. De când am fost sunată, am trecut prin tot felul de stări. Mamă, descrie-ne. Inclusiv acum sunt într-o stare așa mai euforică, să zic. Euforică. Da, da, euforică. De unde ești, Monica? Euforică. Brașov. Din Brașov. N-am mai avut Brașov azi, săptămâna asta, pardon? Nu mai știu. Parcă a mai fost cineva din Brașov. Nici eu nu mai știu. Nu contează. Nu oricum nu contează, nu, eram doar așa. Bravo. De statistică. Știi tu, Monica, dacă am avut pe cineva din Brașov săptămâna asta la dublu sau nimic? A, da, mai știu cum mă cheamă. Oh, ce drăguță ești. Ce face cu tine? Mai zine câte ceva ca să... Simpatică. Să te relaxezi. Ce lucrezi, ce faci? Aștept telefonul ăsta de... Aștept telefonul ăsta de o grămadă de vreme. Da. Te înscrii? Da, de câteva zile a apărut la mine în birou un păianjen cu care mă tot salut. Așa, e semn de noroc. Și se spune că dacă vezi un păianjen dimineața, ai noroc. Acum să vedem. Dacă nu, mâine nu o să mai fie. Nu pic. Seara? Păi dacă aș fi știut superstiția asta cu păianjenii, cred că mi-ar fi prins bine. Că găseam multe acum. La francez, nu. La francez e aranie du soir espoir și aranie du matin chagrin. Așa. Dar în român o fi altfel. Habar n-am că noi suntem chiar stai franco. Tradus și pentru ăștia care nu vorbim germană. Păianjen de seară speranță, păianjen de dimineață tristețe. Ia cata. Aoleu. Aoleu. Da, da, dar Monica l-a văzut de seară. Dar eu vreau să spun așa, eu când văd păianjen în casă sunt bucuros pentru că se spune că e semn că e casa solidă. Și rezistă la cutremure. Că păienjenii nu stau în case care stau să cadă, că le e frică. Sunt niște fricoși. Uite, eu n-am păienjeni acasă. Hai să începem și concursul, mă gândesc. Monica, 500, 1000, 2000 de euro sau până la 4000, dacă poți. Ajunge, da, la 4000, doar să ne spui unde e birou. Adică ce faci tu în birou ăla? Că ne-ai spus că la birou era păienjenul, dar nu ne-ai spus cu ce te ocupi. Lucrez la departamentul financiar. Departamentul financiar. Știi cu banii, domne, că e simplu astăzi. Și acum, în momentul ăsta, ești în departamentul financiar sau acasă? În departamentul financiar, sunt la birou. Și am încuiat ușa. Nu e niciun bursuc cu păr urar în departamentul financiar cu tine? Nu. Dar tu ești bursucița de la departamentul financiar. Ah, da. Colegi, okay. Am o rugăminte. Nu să mai avem timp să facem bine, concurs. Dar încolo de concurs, nu vezi ce ne distrăm? Hai, bine. 500 de euro. Mamă, eu văd scena, deci Monica s-a încuiat în birou singură, i-a stos pe la ușă. Nu, 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 nu sunt singura. Doar am încuiat biroul. Cu cine mai ești?
Sunt cu două colege. De numele lor? Beatrice și Alexandra. Beatrice și Alexandra, ne aud? Vă aud. Beatrice și Alexandra, bună dimineața! Așa, Beatrice și Alexandra, sunteți cam departe să fiți alături de colegă. Să nu încurcați pe Monica. Monica, trebuie să ne răspunzi, știi bine, în 6 secunde, să rostești tu răspunsul. Vezi să nu pierzi vremea așteptând o confirmare de la colege, că de multe ori s-a întâmplat asta și a venit prea târziu răspunsul. Începe, Monica, fii atentă. Da. O întrebare lungă, dar simplă. Așa. Din literatură, cum spuneam mai devreme. Așa. În povestea lui Ion Creangă, Prostia omenească. Ce obiect se temeau femeile că va fi trântit de pe horn de mâță și va omorî copilul? Drobul de sare. Care scădea pe picioare. Când ai citit ultima oară Prostia omenească? Acum 10 de ani, nu știu exact. Când te-ai confruntat ultima dată cu Prostia omenească? Zilnic. Și cum îi spun fiului meu Ștefan, vezi, tată, de ce e bine să citești? Nu se știe niciodată la ce o să-ți folosească. 500 de euro! Răspunsul e corect. Monica, mai ai 3 întrebări și te lăsăm. Așa. Ai fi crezut tu că peste ani de zile povestea asta îți va aduce un premiu de 500 de euro? Nu, aș fi crezut că o să câștig vreodată ceva, dar, na, Marcel Leidin de pe tavan mă susține. Păianjenul Marcel, da, așa. Pe la ce bani ți-a zis Păianjenul că te oprești? Nu, încă nu s-a hotărât. Ok. Sunteți foarte curajoase. Monica, Beatrice și Alexandra, trei fete care nu se tem de păianjă. Să mergem mai departe, că nu mai avem timp. 500 sau 1000 de euro, ce alegi? 1000. 1000 de euro. Nici asta, să știi că nu e grea, Monica. Trebuie să te concentrezi. Niciuna nu e foarte, foarte grea. Având în vedere premiile. Haide, că sunt simple toate. Ce Monica și colegele, pentru 1000 de euro în dimineața asta, în ce oraș asiatic actual se află Palatul Imperial numit Orașul Interzis? Zi ceva. Beijing. Ați auzit? Da, am auzit, deci, foarte bine. Știi să dai răspuns. Dar de ce așa de greu? Dar de ce așa de le-ai așteptat pe colege? Ce-ai făcut? Pentru că adevărul că nu, atunci când ești implicat în concurs, cum sunt eu acum, nu mai dai seama cum să fie timpul. Știm, e adevărat. Da, e cu totul altfel să fii pe partea cealaltă. Îmi imaginez. Beijing e răspunsul corect, însă a venit la 2 secunde după terminarea timpului. Da, ce frustrat. Acordat. Da. Ah, ce frustrant că știai, ai știut, ai spus corect. Asta mă scoate din sărite, când știi răspunsul și, și vine târziu. Da, nu dai seama cum trec. Ce faci, mă, Marcele? Să nu omor pe ei și nu te rog eu frumos. Eu țin foarte mult la insecte. Da, lasă-l acolo că nu-i vina lui. Asta e, n-a fost să fie, dar ai fost... Adevărul că nu te-am auzit, da, în fine. Ai fost foarte aproape. Ne pare rău că n-a fost să fie Monica. Mie mi-e ciudă și că întrebările 3 și 4 erau mai simple decât primele două, dar, mă rog, asta este. N-am dat banii astăzi, n-am dat banii săptămâna asta. Îți mulțumim tare mult, Monica. Felicitări și sper să revii. Revin cu siguranță. Salutele și pe fete. Pa, pa! Te pupăm! Dublu sau nimic. Cel mai deștept concurs radio revine luni în Deșteptarea la Europa FM.